Racheta a explodat nu departe de locul cunoscut ca fiind inima Nistrului. Explozia a fost resimțită în special de primele două rânduri de case amplasate chiar pe malul râului. 21 de locuințe au fost afectate de valul puternic al deflagrației. La unele case, acoperișurile au fost aruncate la pământ, la altele, geamurile au fost făcute țăndări. Gospodăria mătușii Evgenia a avut probabil cel mai mult de suferit. Valul exploziei i-a distrus nu doar veranda, dar și ferestrele din interior. Не с этой стороны, не с... И с этой стороны. Ну, все. А здесь ничего нету. Вот здесь все погибло. Тут одна лава осталась. Când i-a bătut la poartă, era a doua zi de la nenorocire. Deși oferise o mulțime de interviuri pentru numeroasele echipe de jurnaliști care au venit rapid la fața locului, pensionara ne-a deschis poarta și ușa casei cu o bună voință de care puțină lume este în stare în asemenea situații tragice. Ne-a arătat gălețile pline cu cioburi de sticlă pe care le umpluse de dimineață. Toți sticla scoică. Все окна. Все окна. И наверху была сипа, да, черепица тоже побита, это пришли с примарии и сделали, спасибо. А тут не знаю, что делать. Frica este sentimentul care nu o lasă în pace după ce racheta a explodat chiar lângă satul ei. În prima noapte de după incident, practic nu a închis un ochi. Dar și ne răgevalăți. Боялись. Боялись за то, что мне сорвали плотину. Были от нашего тела. Сразу подумали, что это какая-то бомба. Или снаряды, или что-то, не знаю, что думать было. И не было, когда думать. Оно пахнуло, все посыпалось. Хорошо, что я стояла в стороне, а то черепица падала на землю и могла дать бабе по голове. Se teme nu doar de explozia rachetelor, dar și de riscul inundațiilor. Мы будем осеять, не сорвало плотину. А если что? А если что, поплывем, поплывем как мыши. Ну, надо собираться быстро и уехать с села. А как уехать? Если вода вот туда придет, и на нас там есть эта выемка, и она перекроет, и мы остались как на острове. Așa că și-a lăsat beciul deschis ca să reușească să se ascundă de pericol. Ставили открытым, да? Да, и так оставила. Почему? Слушай, чего? Сразу бежать. Не дай бог. Не дай бог. Nu departe de această casă găsim o altă locuință, la fel afectată de suflul exploziei. Rudele mătușe Mila s-au grăbit să pună la loc acoperișul ca să nu dea ploile cumva. Femeia era afară atunci când racheta a trecut deasupra casei, după care s-a prăbușit în râu unde a și explodat. Ia deliu s-a letit. Ca băceaia racheta. Letit. Preamă nad găvoiul. Noi tot o stăimă preamă nad găvoiul. Letit și pălitilă vă tuda. И там оно взорвалося. Был громкий... Да, да. Сразу пламя, а потом дым такой сильный пришел. Ну, мне кажется, вот пролетело сюда. Над головой, над головой. Ne-a povestit că nepotul ei, după ce a auzit noutatea, a venit într-un suflet și a luat-o cu mașina, fără ca să mai reușească să încuie casa. S-au dus pentru o oră într-un loc mai sigur, tot uitându-se spre barajul de la Naslavcea, ca nu cumva să înceapă inundațiile. Він прийшов, бігом, бабушка, сідає в машину, я кажу, чекай, двері не закрила, я ще той. Нічого тобі вже не треба, давай сідай в машину, поїхали. Поїхали на Вельгорі, туди. Там дивимося, де там можна стара була. Смотрим туди на ГЕС, а там горить. І там теж? Там дим. Ну там збили ж подстанції, позбивали. Да. Ну оце я бачила. Femeia ne-a mai spus că activează la un punct de măsurare a nivelului apei în râul Nistru din preajma satului ei. Susține că atât timp cât nivelul apei va fi de circa 3 metri, nu există vreun risc major pentru cei din jur. Eu prihodiu cazi rano, vieciro, smătriu vodul. 30, 40, 50, 60. На прошлой неделе было 2,90, 3,15 вода до другой линейки доходила. І от віде шум. Ну, мала вода, ми не боїмося. Se teme de inundații și Oleg Petru, un alt sătean care locuiește în prima linie de case, grădina sa fiind chiar la hotar cu malul râului. Pericol mare. Dacă se distruge damba, e pericol mare.
Dar cineva au fost să vă explice, să vă zic că s-ar putea, ar putea să fie evacuări, să vă prevină măcar? Nimic. Nimic. Tot liniște. Deși are o vedere slabă, bărbatul a reușit să observe racheta care i-a trecut tot deasupra capului. Credea că va exploda și s-a așezat în pirostrii. Era întreg până la explozie, da? Era ulea crepătură, dar când a trecut ea, că uitați-vă la acoperiș. Așa. Vedeți? Cum, da. Acoperișul cum, din fața noastră. Da. Acolo tot e probleme cu acoperișul, de atât că se vede cum... Foile de ardezie, da. Smișcate din loc. Smișcate. Tot de la suflu explozii, tot, da? Tot, da. Когда вот такое... Видишь, что летит прямо над головой, и потом идет взрыв, яйца, волна, и тебя тоже волна задевает. Но я прилег, как присел, когда услышал именно взрыв, я присел. У нас спасло то, что берег, низина. Если бы она упала где-то рядом в огороде, то... Tot bila, vopșe, bida. Ne aflăm nu foarte departe de locul unde ieri militarii ucraineni au distrus în zbor o rachetă rusească, iar ieri la aceeași oră, aici, în zonă, erau deja veniți o parte din reprezentanții structurilor de forță ale Republicii Moldova ca să investigheze locul și să inspecteze zona. Astăzi vedem, la o zi distanță, vedem că aici este multă liniște. Singurul lucru ce mai amintește de incidentul militar care a avut loc ieri este că la intrare spre râu se află o patrulă mobilă a poliției de frontieră. Se interzice accesul când merg cercetări. N-am văzut pe nimeni în vale deja, nu era nimeni. Pe la om, pe un grad, nu da voie să intrăm. Pe viitor știți că nu. Dar mai știți cât o să stați aici? Nicicum nu suntem la curent și nu avem informații. Ați stat și noaptea? Nu vă putem da așa informații, sunt organe competente care pot să vă răspundă la întrebările dumneavoastră. Și doar acest post de poliție mobil sau mai vedem în partea cel mai simplu? Nu vă pot da așa informații. Încă o patrulă mobilă a poliției de frontieră am întâlnit-o pe drumul ce duce spre sfârșitul satului. Drumul acolo nu-ți permite. Până unde nu-ți permite? Uitați-vă, este ultima casă acolo. Până la sfârșit de sat. Adică când unii sunt colegi și... Nu-ți permite în zona din Nistru. Da. Mai aproape de marginea satului locuiește acest bărbat împreună cu fiul său. Cei doi nu erau convinși că racheta pe bune aparținea rușilor, ba mai mult nu credeau că a fost doborâtă. Au văzut-o mai degrabă ca fiind fără energie, aflându-se în cădere liberă. Слышен был звук, как реактивный самолет шел. Вот он, мы отличили, что значит, они, наверное, отбомбились и идут. Вдруг видим ракета с оперением, она темного цвета такая. Темная была, темно-серая. И вот тут где-то она начала терять, и неадекватная стала, начала вилять и пошла резко на снижение. И тогда она тут и врезала. И за островом, там есть остров, и она в воду прямо врезалась. Вот так она потеряла уже... Она шла как бы уже на издыхании, у нее кончались ресурсы, и она уже там просто упала в воду. Но мы ее четко видели, и не только мы. Но... Не сбили ее? А? Не сбили ее? Никто ее не сбивал, она не сбитая ракета шла. Что, есть вышка. Тут же камера снимает полностью. Это камера полностью этой территории снимает. Ну, возьмите фотографии. А кто даст? Кто даст? Тут стоят вчера... Эти были тут представители, не могла она оттуда лететь. Так я очевидец. Они говорят, что оттуда не могла лететь. Ну как? Ну, многие говорят, что оттуда. Да, оттуда. С Украины. И что самое характерное, что со стороны Черновиц. Потому что Белоруссия там, Хмельницкий там, Россия там. Я понятия не имею, кто стрелял, куда стрелял. De partea cealaltă, atât ministra afacerilor interne, cât și ministrul apărării susțin că racheta este de producție rusească, având și dovezi în acest sens. S-a constatat că la sol a fost identificat piese ale unei rachete care, odată căzând la sol, a și explodat, fapt care a cauzat mai multe daune în privința caselor localnicilor. Ancheta urmează să
facă precizările finale. Din datele preliminare se constată că este o rachetă rusească care a fost doborâtă de către sistemul antiaerian ucrainesc, astfel că și-a schimbat traiectoria și o parte din această rachetă s-a regăsit pe solul nostru. Desigur că întrebarea a fost imediat care a fost ținta și dacă există și alte pericole. Imediat am și produs schimbul de informații cu colegii din Ucraina, așa cum o facem în toate aceste 8 luni, respectiv din informațiile care ne-au fost împărtășite, ulterior confirmate de către colegii de aici din Republica Moldova, nu a avut de suferit barajul. Nimic periculos pentru localnicii din zonă. Dar ceva au găsit rămășițele? Sigur că au găsit rămășiți, fragmente a unei rachete de producție rusească. E clar evident că sunt marcajele acestei rachete. Fragmentele unde au fost duse, dacă știți? Poftim? Fragmentele din rachetă unde au fost duse? Nu pot să spun exact unde sunt acum. Au fost colectate în mod stabilit, în conformitate cu procedurile de siguranță, au fost evacuate și au fost aduse la Chișinău, au fost transmise mai departe. În ziua incidentului militar din satul Naslapcea, școala și grădinița din sat și-au suspendat activitatea, apoi și-au reluat regimul obișnuit, doar după ce directorii de instituții au primit asigurări că pericolul a trecut. Ушли домой, потому що ми не знали, що буде далі. Когда ми вже прийшли указання з окниці, що ми не панікуємо і ми залишаємося на роботі, ми вже просто розійшлись, ми все закрили, ми діток видали родителям, ми закрили котельню і все. И все, мы просто тихонько ушли отсюда. Сегодня уже все. А сегодня мы работаем стабильно, в том же режиме, как работаем обычно. Мы деток принимаем, все в порядке. La gimnaziu a venit și o echipă de psihologi din teritoriu care au discutat despre situație și au ascultat temerile celor din școală. Mai mult s-au stresat părinții, adulții s-au stresat pentru că nu a fost nimeni pregătit pentru așa ceva. Și am fost într-o situație. Și ați suspendat lecțiile? Da, am suspendat lecțiile după aceasta pentru că noi am fost pe teritoriu în afara școlii pentru a elimina orice pericol pentru viața și sănătatea copiilor și în timp de jumătate de oră au venit părinții care au solicitat ca copiii să fie în siguranță și i-au luat acasă. Chiar au fost și cu unitățile de transport și așa au venit. Astăzi la studii sunt majoritatea, sunt 3 elevi care absentează. Am sunat la părinți și ei au spus, 2 părinți nu au fost de acord să trimită copiii la școală, deoarece ei au motivat că ei sunt încă în stres. Cei care au avut de suferit de pe urma deflagrației urmează să fie despăgubiți de primărie din sat. În funcție de valoarea pagubelor, se va decide dacă autoritățile sunt capabile să dea bani din surse proprii sau să ceară ajutor de la raion. Второе заседание чрезвычайной комиссии. Вот я готовлюсь к... Сегодня будет? Нет, завтра с утра будет, потому что у нас члены комиссии из Сокницы, уехали уже. Завтра мы на утро, примерно, значит, время, мы будем заседать уже по утверждению финансовых средств. Satul Naslavcea este considerat cel mai de nord punct al Moldovei, la graniță cu Ucraina, fiind populat în proporție de 86% de ucraineni. De-a lungul anilor, unii dintre ei au plecat în țara vecină, unde și-au găsit un rost în viață, dar după declanșarea războiului, au fugit de orgie și au revenit în satul de baștină, fiind în căutarea liniște și a siguranței. Explozia rachetei le-a dat însă lumea peste cap. Как жить дальше, не знаю. Вы ожидали, что и в Молдове начнут пад? Нет, мы думали, здесь безопасное место. Мы приехали сюда, у нас здесь свои дома. Мы приехали к себе домой и думали, здесь безопасно. Все-таки село находится на севере Молдавии. А оказалось, что тут тоже не безопасно. Как вы думаете, чья это была ракета? Ну, чья? Российская ракета. Те же ракеты, которые стреляют на Украину, летят.
Imediat după explozia acestei rachete, dar și a altora care au țintit spre hidrocentralele amplasate în Ucraina pe râul Nistru, multă lume s-a întrebat ce se va întâmpla dacă aceste baraje vor fi în cele din urmă distruse în cazul unor altor eventuale bombardamente. Conform imaginilor de pe satelit, barajul de la Naslavcea, la care Moldova nu are acces, fiind și acum un obiect al negocierilor, este cel mai aproape de satul Naslavcea. Distanța aproximativă, pe linie dreaptă, de primele case este de 2,7 km. Iar dacă vorbim în timp, atunci se află la circa 5 minute distanță. La aproximativ alți 13 km distanță se află centrala hidroelectrică de acumulare și deja centrala hidroelectrică numărul 1 din Novodnestrovsk. Cât de real este riscul ca în zona de nord a țării să se producă inundații și ce vor face autoritățile centrale în acest caz? Guvernul are pregătit un plan de contingență care include mai multe scenarii, corespunzători măsuri de răspuns, inclusiv în cazul unor astfel de pericole. Desigur că acțiunea numărul 1 va fi să înștiințăm localnicii pentru a se putea mobiliza și inclusiv realiza acțiuni necesare eventual pentru evacuare. La această oră și astăzi eliminat riscul inundațiilor. Dar, la această oră și astăzi, dar nu știți mâine ce se va întâmpla. Înțelegem că avem un război în continuare la frontieră. Înțelegem că acțiunile militare în continuu se desfășoară pe teritoriul Ucrainei. Avem deja câteva săptămâni când rachetele trec și în adiacența sau una deja a și traversat spațiul aerian. De asta și vorbim astăzi, în termen de astăzi și aici și acum, pentru că tabloul se poate schimba. Incidentul militar de la Naslavcea este investigat acum de procurorii moldoveni care își vor expune versiunea abia după ce vor încheia cercetările.